Salut, eu sunt Bogdan și astăzi voi face mult așteptatul unboxing al lui HTC One M9. Telefonul mi-a fost oferit în teste de către quickmobile.ro, care îl vinde la prețul de 2999 de RON în varianta de 32 de GB pe auriu, argintiu sau gri. Varianta gri o am și eu, Gunmetal Grey. Pe partea din față avem inscripția HTC One M9 și o textură interesantă, o textură punctată. Se simte foarte bine la atingere, o cutie destul de interesantă. În partea de jos avem niște coduri de bară și nimic interesant. Ne spune varianta de culoare, e-mail și așa mai departe. Pe spatele cutiei avem o parte dintre specificații. Ne spune că avem un procesor Qualcomm Snapdragon 810, octa-core pe 64 de biți. Teoretic avem un procesor quad-core tactala 1.5 GHz Cortex A53 și un quad-core tactala 2 GHz Cortex A57, 3 GB memorie RAM și un spațiu de stocare de 32 de GB. Bineînțeles, spațiul de stocare depinde de preferințele dumneavoastră. Avem un ecran de 5 inch Full HD 1080p, deci se pare că anul acesta HTC nu a mizat pentru un ecran 2K. Bineînțeles, dispune de difuzoare Boom Sound, o cameră principală de 20 de megapixeli, cu autofocus și deschidere f2.2, o cameră frontală ultra pixel, practic camera de pe HTC One M8, cea principală, s-a mutat pe partea din fața lui HTC One M9. Aici ne spune niște informații despre conectivitate, avem un jack de 3.5 mm, avem NFC, Bluetooth 4.1, Wi-Fi, DLNA și suport rețele 4G LTE. Cam atât pe partea din spate, aici ne spune același lucru, dar în alte limbi. Haideți să desigilăm cutia, să vedem telefonul. Și iată-l, HTC One M9. O scoatem din cutie și îl punem momentan deoparte. Aici avem niște instrucțiuni de utilizare. Scoatem acest carton, care apropo este reciclabil. De fapt, toată cutia este reciclabilă. Avem manuale de utilizare, destul de multe, ghid de pornire rapidă. Iată și cheița pentru scoaterea SIM-3-ului nano SIM. Niște stickere cu e-mail și alte manuale. Avem încărcătorul, clasic HTC, cablul micro USB, USB 2.0 și căștile. Sunt aceleași căști care veneau și împreună cu HTC One M8 și M7. Cam atât în cutie, haideți să le punem înapoi și să trecem la telefon. Trecem la telefon, îl scoatem din această folie. Și iată-l, HTC One M9, eu am varianta gri și pot spune că arată foarte bine. Pe partea din față avem camera de 4 ultra pixeli, clasicele difuzoare Boom Sound și un senzor. În partea inferioară a ecranului avem logo-ul HTC. Ecranul este unul de 5 inch cu o rezoluție de 1080x1920 de pixeli și cu o densitate a pixelilor de 441 pixel per inch. În partea dreaptă avem slotul pentru cardul micro SD, butoanele de volum și butonul power, care este zimțat, cum am mai văzut noi pe la Nexus 6. În partea superioară avem grila pentru portul infraroșu, în zona inferioară se află portul micro USB 2.0 și jack-ul audio. În partea stângă se află slotul pentru nano SIM și cam atât. Pe spate avem camera de 20 de megapixeli, ce poate realiza capturi foto la o rezoluție maximă de 5376x3752 pixeli. Lângă ea se află și LED flash-ul, dual LED, logo-ul HTC, sus avem și un microfon, iar în partea de jos niște mici informații. Și acum haideți să îl pornim, să-i face setup-ul inițial. Iată că a pornit, a vibrat scurt. Telefonul măsoară 9,6 mm în grosime, dar această grosime este atinsă undeva pe la mijlocul său, deoarece spatele său este curbat. Când veni vorba de spate, bineînțeles, este făcut dintr-un aluminiu, dintr-o singură bucată.
care îmbracă telefonul până în marginea ecranului. Telefonul cântărește 157 de grame, un telefon nu foarte greu, dar nici foarte ușor, cel puțin în comparație cu Galaxy S6 este destul de greu. Haideți să facem și setup-ul inițial. Selectăm limba română. Începem următorul. Trecem rapid prin setup-ul inițial, nu mă voi conecta acum. Următorul. Ne conectăm mai târziu. Și terminare. Iată, am terminat setup-ul inițial destul de rapid. Iată și interfața HTC Sense 7.0. Sistemul de operare este Android 5.0.2 Lollipop. Haideți să-l și vedem. Interfața este HTC Sense 7.0. Informații software. Iată versiunea HTC Sense 7.0. Versiunea Android 5.0.2. Se pare că nu avem acea opțiune cu Easter Egg-ul. Haideți să vedem și interfața camerei, pentru că este un detaliu foarte important. Îi vom aduce propria cutie. Focalizare foarte rapidă, o cameră de 20 de megapixeli. Iată poze foarte detaliate. Putem vedea până și cel mai mic detaliu. Cam așa arată și camera frontală, o cameră de 4 ultrapixeli. Aici avem un slider pe care putem regla opțiunea înfrumusețare. Jos mai multe opțiuni, cum ar fi balans de alb. Avem cronometru. Haideți să facem și o fotografie. Iată și camera frontală face niște poze foarte detaliate. Și dacă am aceasta, a fost interfața camerei și bineînțeles camera. Mai multe despre aceasta veți afla în review-ul său complet, care va apărea cât de curând. După cum am spus la începutul videoclipului, telefonul dispune de un procesor octa-core ce conține un quad-core tactal la 1,5 GHz Cortex A53 și un quad-core tactal la 2 GHz Cortex A57. Memoria RAM este de 3 GB, iar procesorul grafic este un Adreno 420. Telefonul dispune de protecție Corning Gorilla Glass 4, aceeași protecție pe care o are și Galaxy S6 și Galaxy S6 Edge. Bateria sa este o unitate de 2840 mAh, ce ar trebui să ofere o autonomie destul de bună. Observați și acest buton Power zimțat, cum am mai văzut pe la Nexus 6. Și da, este pus din același motiv, deoarece butoanele de volum sunt puse pe aceeași parte și astfel vei distinge butonul Power de butoanele de volum. Eu voi testa telefonul în perioada care urmează, vom vedea dacă se supraîncălzește, așa cum se spune, vom testa camera, vom face teste de benchmark și așa mai departe. Cam atât cu acest video, acesta a fost unboxing-ul telefonului HTC One M9 primit în teste de la quickmobile.ro, care îl vinde la prețul de 2999 de roni pe varianta aurie, argintie sau gri. Aceasta pe care o am eu este varianta Gunmetal Grey, deci varianta gri. Voi nu uitați să apăsați pe butonul de like, pe butonul de subscribe și eventual să dați un share acest videoclip dacă v-a plăcut foarte mult. Noi ne vedem data viitoare!